Bună seara, Elena! Elena spune că are pielea foarte uscată, mai ales după ce face duș și rămâne pielea foarte aspră și albă. Ce ar putea folosi? Elena, nu știu dacă pielea este la fel peste tot, deci pe toată suprafața corpului, sau este doar pe anumite regiuni așa. Încearcă să te hidratezi corect. Încearcă să folosești pentru hidratare după duș uleiul de cocos sau uleiul de măsline, care sunt extrem de eficiente. Da? Din punctul meu de vedere, hidratarea trebuie să fie făcută atât intern prin consumul unei cantități de apă suficiente, și hidratare nu înseamnă un consum de 2 litri, 3 litri de apă băuți în 2-3 reprize, ci guri mici, da? Cantități mici și frecvent. Trebuie să ținem cont de cremele hidratante pentru corp, care nu toate reușesc să hidrateze din exterior spre interior. Să nu uităm că porul trebuie să treacă prin bariera pe care o reprezintă porul, și porul are dimensiuni foarte mici, și atunci molecula hidratantă trebuie să aibă capacitatea de a pătrunde prin acel așa zis orificiu. Da? De aceea începem cu hidratare întâi și cu folosirea unor creme speciale cu capacitatea de a pătrunde molecula respectivă prin por. Da? Bună seara, Viorica! Are mâncărimi de nas, mâncărimi instantanee de piele, îndeosebe picioare și față. Nu știu de la ce am făcut analize, nu trece decât cu Zyrtec. Probabil este o alergie. Poți să folosești antihistaminicele pe termen lung, dar trebuie văzută care este cauza apariției acestui prurit. Și acest lucru nu poți să faci decât mergând la medicul alergolog. Da? Bună seara, Rodica! Rodica mă întreabă pentru un ten mai gras ce ar trebui să folosească la spălat, dacă săpunul este adecvat. Da, ar fi indicat un săpun pentru ten gras pe care îl poți cere de la farmacie fără nicio problemă, dar poți să folosești spuma de bărbierit. Încearcă să cureți fața cu spumă de bărbierit, să vezi dacă tegumentul tău nu se prezintă după o perioadă de timp în care folosești spuma de bărbierit în a te curăța pe față, dacă nu arată altfel. Bună seara, Elisabeta! Mă întreabă cum alege produsele pentru îngrijirea tenului, recomanda sau nu aparatele care ușurează îngrijirea tenului pentru curățarea lui. La ce te referi, Elisabeta? Dacă te referi la procedee dermatocosmetice care se efectuează în cabinetul cosmeticianului sau al medicului plastician, sunt două abordări, sau aparatele pe care le putem folosi noi acasă. Eu recomand alegerea produselor pentru îngrijirea tenului după un consult dermatologic, chiar dacă avem sau nu probleme dermatologice în această zonă. Este de recomandat examenul clinic al dermatologului pentru a indica cea mai potrivită cremă pentru fiecare tip de ten. Cremele, în funcție de tipul de ten pe care îl avem, au o anumită, să zic eu, clasificare, au anumite culori, gamele sunt variate de produse pentru toate tipurile de ten. Avem la îndemână aceste produse, dar, repet, cu consultul unui medic dermatolog, chiar dacă nu avem leziuni. Da? Rodica îmi spune că dimineața folosește săpună pentru că are o piele mai sensibilă, câteodată încă mănâncă fața, mai folosesc din când în când advantanul, este corect. Da, deci data încearcă după ce încearcă să folosești spuma de bărbierit, îndepărtează săpunul agresiv,
Vezi dacă ulterior folosirii spumei de raz lucrurile merg mai bine. Dacă nu, încearcă după ce te cureți să administrezi la nivelul feței un ulei hidratant. Sunt la îndemână uleiuri hidratante foarte eficiente, inclusiv uleiul de cocos. Bună seara, Marinica! Mă întreabă ce recomand pentru pancreatită. Pancreatita este o afecțiune gravă. Pancreatita are puseu acut. Pacientul poate prezenta un puseu acut. Nu știu dacă pancreatita ta este acută sau cronică. Recomandarea este în funcție de stadiul bolii. Se face după evaluare, inclusiv după computer tomograf, da? Nu, recomandarea nu este corectă dacă este făcută superficial. Tratamentul pancreatitei acute sau cronice este unul care vizează, eu știu, prognosticul, inclusiv poate pune în pericol viața pacientului. Elisabeta îmi spune că se referă la aparatele pe care le folosim acasă. Elisabeta, nu știu ce să-ți spun. Eu nu am folosit aceste aparate. Prefer să merg să fac puține manevre la nivelul tenului, dar acelea să fie făcute de oameni care se pricep. Da, putem folosi și noi acasă anumite aparate, dar uneori ne expunem unui risc. Bună ziua, Paraschiva! Paraschiva mă întreabă cum îngrijim buzele vara, cum exfoliem buzele corect. Buzele le putem îngriji permanent, nu trebuie să le îngrijim doar vara. Există creme exfoliante pentru buze. Le avem inclusiv în plafar la îndemână. Există așa numitele creme de gomaj specifice acestei zone sensibile. Ulterior, putem aplica un balsam de buze hidratant sau putem da buzele cu banala cremă de gălbenele. Este foarte eficientă crema de gălbenele după gomajul la nivelul buzelor pentru a hidrata buzele. Această îngrijire eu o recomand să se facă atât vara cât și iarna. Deci nu văd de ce am aplicat aceste tratamente doar în cursul verii. Iarna nu trebuie să arătăm bine? Credeți că dacă facem aceste tratamente doar vara, nu vitregim organismul nostru de o stare de bine în restul anului? Deci, Paraschiva, am răspuns la întrebarea ta, da? Neculai mă întreabă cum alegem crema cu factor de protecție pe care vrem să o folosim vara. Crema de protecție pe care o folosim vara o putem alege după foarte multe criterii. Sunt creme speciale pentru copii, sunt creme speciale pentru adulți. În primul rând, trebuie să o alegem după factorul de protecție. E una să protejezi un copil, alta este să protejezi un adult. În ultimul timp, expunerea la soare se face exagerat, zic eu. Este bine să protejăm pielea cât mai mult. Primele expuneri la soare se facă cu factor de protecție mare, 50, mai ales la copii, la copii permanent. Trebuie folosit factorul de 50 atât vara cât și iarna. La adulți, ulterior, putem scădea factorul de protecție la 30, dar în condițiile de mediu și de poluare de astăzi, eu nu aș recomanda statul la soare, la ultraviolete, fără factor de protecție minim 30. Și nu numai la nivelul feței.
la nivelul gâtului, la nivelul pieptului, la nivelul brațelor, da? Care sunt foarte expuse la soare. Și este suficientă expunerea, eu știu, zilnică pe care o avem noi la radiații, pentru a transforma o leziune benignă într-una malignă, ceea ce nu este de dorit. Bună seara, Ali! Ali mă întreabă ce cremă recomand pentru expunere la soare la persoanele cu alergie solară. Sunt cu siguranță produsele profesionale sau cosmetice, dar mai mult dermatologice pentru acești pacienți indicate. Sunt game variate de produse. Nu uitați să luați factorul de protecție cel mai mare. Da? Și Mihaelei, aceeași recomandare eu fac. Cel mai mare factor de protecție de la produsele dermatocosmetice sau produse dermatologice, da? Care au adresabilitate pe acest segment. Bună seara, Claudia! Claudia îmi spune că are probleme cu tenul, se irită și se pătează, îmi rămân pete pe față și are nevoie de o recomandare. Există niște produse speciale pentru aceste pete pe față, cu o indicație mai mult pentru pacienții vârstnici, care au acele pete maro apărute la nivelul tenului, dar le poți folosi și tu, inclusiv petele rămase după sarcină pot ceda la aceste produse. Le poți găsi în plafar, le poți găsi în farmacii. Se numesc produse, eu știu, care sunt niște acizi foarte slabi care acționează la nivelul dermului pe aceste pete. Da. Poți să ceri specific produs pentru îndepărtarea petelor pigmentare, să le spunem așa, de la nivelul feței. Bună seara, Ela! Ela îmi spune că are niște pete roșii pe față și ce aș putea recomanda. În primul rând, ți-aș recomanda un consult dermatologic pentru că nu pot să-mi dau seama care este etiologia acestor pete. Poate să fie cuperoză, poate să fie o dermatită, poate fi un alt tip de leziune. Și atunci, cel mai potrivit este diagnosticul. După aceea, cu siguranță vine și recomandarea. Bună seara, Mihaela! Mihaela mă întreabă pentru pete pe față ce îi recomand. Am răspuns mai devreme. Sunt aceste produse despre care am vorbit mai devreme pentru pete pigmentare. Da? Bună seara, Alexiana! Alexiana mă întreabă pentru a scăpa de punctele negre foarte abundente pe toată suprafața feței pentru o fată de 16 ani. Există așa numitele măști care curăță aceste puncte negre. Încercați aplicarea lor. Ajută în acest sens. Dacă nu le găsiți în comerț, respectiv în farmacii, încercați să vă adresați unui cosmetician, dar de la care să aveți referințe, în așa fel încât să vă indice de unde puteți cumpăra aceste măști. Da? Bună seara, Oana! Oana mă întreabă cum putem preveni îmbătrânirea tenului și cum deosebim tipurile de ten între ele. Procesul de îmbătrânire a pielii și în mod special a tenului este unul fiziologic. Trebuie să ținem cont că fiecare dintre noi avem un bagaj genetic. Acesta stă la bază și de aici putem construi fiecare dintre noi. Tenul se îngrijește zilnic, indiferent de anotimp. O facem cu produse de calitate. Este important acest lucru. Nu, a îngriji un ten nu înseamnă a-l da permanent cu emolienți, înseamnă a-l curăța eficient, înseamnă a-l tonifia suficient,
înseamnă a-l hidrata suficient, da? Înseamnă a-l hrăni. Prevenim îmbătrânirea tenului renunțând la fumat, renunțând la nopți pierdute, renunțând la un consum excesiv de alcool. Acestea sunt la un consum excesiv de cafea. Prevenim îmbătrânirea pielii făcând un minim de mișcare. Prevenim îmbătrânirea pielii odihnându-ne cel puțin 6-7 ore pe noapte, este un minim pe care specialiștii îl recomandă. Iar tipurile de ten sunt tipurile clasice de ten pe care le-am amintit în deschiderea discuției de astăzi. În diagnosticul acesta vă poate ajuta medicul dermatolog. Da? Bună seara, Daniela! Daniela mă întreabă ce ar putea da pentru coșurile de pe față la un copil de 16 ani. Depinde cum arată coșurile, dacă este o acne simplă, dacă este o acne suprainfectată, dacă este alt tip de acne vulgară, este necesar un consultant dermatolog pentru a vedea stadiul leziunilor. Tratamentele sunt de mai multe feluri, de la tratament local până la tratament oral, în funcție de acest lucru. Doar dermatologul în această situație poate să aibă o părere competentă. Aștept, dragii mei, întrebările voastre în continuare. Bună seara, Nico! Nico mă întreabă ce putem folosi pentru coșurile negre. V-am spus, există niște măști speciale pe care le putem găsi în farmacii sau pe anumite site-uri de specialitate. Cereți recomandarea cosmeticianului pentru acest lucru. Lucrează cu aceste produse, știu de unde le puteți procura, știu exact pentru forma de ten pe care o aveți ce este indicat. Tratamentul cosmetic poate să ajute în asociere cu acest lucru, de asemenea. Sunt mulți dermatologi, draga mea, în București. Depinde de afecțiunea pentru care te adresezi medicului dermatolog. Sunt dermatologi cu supra-specializare pe psoriazis, sunt dermatita atopică, sunt dermatologi care se specializează pe infecții la picior diabetic. Sunt la îndemână o mulțime de specialiști. Depinde de afecțiunea pe care tu vrei să o evaluezi. Eu ți-aș recomanda un specialist care lucrează în Spitalul Colentina cu o echipă întreagă. Este vorba de doamna doctor Sălăvăstru, Carmen, un dermatolog cu experiență și cu rezultate foarte bune afecțiunile de la nivelul feței. Și nu numai, dar în mod special are o adresabilitate crescută a acestor pacienți. Pentru alergie solară te poți adresa și alergologului paralel, da? Deci un consult dermatologic și un consult la alergolog sunt cele mai potrivite în asociere, pentru că leziunile trebuie tratate, cum să spun eu, și de unul și de celălalt. Unul le tratează local și celălalt vede problema în ansamblu. Poți să mai alergie și la altceva și atunci este bine de văzut. Cu plăcere! Dragii mei, aștept întrebări în continuare. Nico mă întreabă pentru ten uscat ce creme ar putea folosi. Fiecare gamă de produse dermatocosmetice are produse pentru orice fel de ten. Putem să cumpărăm singuri produsele acestea, ducându-ne în farmacie și cerând recomandarea
farmacistului. Dar eu nu aș face acest lucru. Fața este, hai să zicem, cartea de vizită a fiecăruia dintre noi la un moment dat. Este foarte importantă. Suntem foarte necăjiți când ne apar leziuni la nivelul feței. Suntem niște oameni foarte fericiți când fața noastră arată impecabil, când are o textură frumoasă, când machiajul arată bine pe fața noastră. Și atunci, orice atitudine aș avea asupra tenului, aș face-o doar adresându-mă unui specialist. Un consult dermatologic și după aceea ai recomandarea pentru tenul potrivit. Poți să ai ten uscat pe anumite porțiuni ale feței și să ai un ten gras pe alte porțiuni ale feței. Da, este așa numitul ten mixt, da? În care zona feței, nas și bărbie, așa numitul T, poate fi ten gras, iar în rest ai ten uscat. Însă sunt persoane la care acest lucru nu se respectă, mai pot apărea și pe alte regiuni ale feței tenul gras. Și atunci consultul dermatologic delimitează clar aceste zone, te învață cum, medicul specialist te învață cum trebuie să aplici și unde trebuie să aplici cremele potrivite pentru tine. Bună seara, Silvia! Silvia îmi spune că de câțiva ani de zile mi-au apărut pe mâini și pe spate pete maronii de la soare. Cu ce aș putea să le tratez? Nu știu ce vârstă ai. Cu siguranță, odată cu înaintarea în vârstă, ne apar pete maronii pe corp. Nu este, este un lucru frecvent întâlnit. Încearcă să folosești cremă de protecție solară. Bănuiesc că îți face plăcere să stai la soare, ne face multora dintre noi. Acestea pete apar, pot apărea și secundar expunerii la soare. Încearcă să folosești un factor de protecție mai mare. Bună seara, Oana! Oana îmi spune că deși se expune treptat la soare și se dă cu creme de protecție solară, imediat ce stau la soare, începe să se mănânce pielea, fac frisoane și febră. Am fost la alergolog și mi-a spus că nu am vreo alergie. Da, cred că deși tu percepi lucrurile ca pe o expunere treptată, pielea ta este foarte sensibilă și atunci agresiunea razelor solare asupra dermului este una excesivă. Recomandarea mea este să începi cu cremele de protecție solară cu factor 50 o perioadă mai lungă de timp, ulterior scăzând la factor de protecție 30. Dar în primele 3-4 zile nu aș scădea factorul de protecție 50. Da? Încearcă să găsești produse de calitate pentru protecția solară. Sunt game foarte eficiente și sunt game mai puțin eficiente. Încearcă să folosești produse care se administrează în momentul în care ești expusă la soare și produse după expunerea la soare. Da? Acestea sunt sub formă de creme, de uleiuri, de spray. Deci poți să folosești o întreagă gamă de formă de administrare și de produs. Da? Paraschiva mă întreabă că după ce face duș și apar pete pe corp, poate fi o alergie la clorul din apă? Poate să fie și o alergie la clorul din apă. Pot apărea aceste pete și dacă temperatura apei este ridicată. Pot apărea anumite zone mai sensibile la nivelul tegumentului și atunci pe care noi să nu le identificăm cu ochiul liber. Da? La o temperatură mai crescută a apei să apară roșeața. Bună seara, Anca! Anca mă întreabă pentru mâini îmbătrânite și uscate ce putem folosi. Folosiți ulei de măsline, folosiți o cremă de gomaș, măști pentru mâini aveți la îndemână,
de mai multe feluri, deci măști hidratante pentru mâini. Practic, aveți niște mănuși, este o procedură foarte simplă, aveți niște mănuși un pic mai mari, în care sunt introduse substanțele hidratante. Este un procedeu ușor de făcut acasă, puteți să o faceți în fiecare săptămână. În rest, în mod curent, după fiecare spălat pe mâini, cel puțin acasă, folosiți ulei de cocos, ulei de măsline, în așa fel încât să refaceți textura pielii pe o zonă pe care o expuneți nu numai la soare, cât și la factori chimici, în momentul în care folosiți substanțe chimice în casă la curățenie și nu numai. Mulțumesc frumos, Daniela, de aprecieri. Vă mulțumesc mult tuturor pentru aprecieri. Haideți să discutăm în continuare, pentru că eu știu, nu doar mâinile trebuie să fie îngrijite, cu siguranță există la nivelul corpului și niște zone mai sensibile de care trebuie să avem grijă, respectiv pielea la nivelul coatelor, la nivelul genunchilor, pielea tălpii picioarelor și nu în ultimul rând a călcâielor. Nu rămânem toți la vârsta de 20-30 de ani când pielea are o textură fină, catifelată. Cu siguranță expunerea la factorii de mediu și nu numai, un factor genetic, așa cum v-am spus mai devreme, este unul important, își spune cuvântul în timp. Este important să acordăm atenție sporită acestor zone. Gomajul este un procedeu foarte important, urmat de o hidratare în exces a acestor zone. Gomajul puteți face cu sare specială, cu produse care conțin zahăr, cu produse care conțin sâmburi de caise, de cireșe, în compoziția lor, care sunt eficiente și lasă în urma lor o piele curată, catifelată. Nu uitați ca după ce efectuați gomajul acestor zone să aplicați din abundență produse hidratante, chiar de 2-3 ori mai mult decât pe celelalte regiuni ale corpului. Genoveva ne spune că folosește cremă de corp pe mâini, pe față și vreau să-mi spuneți dacă este corect. Are 53 de ani. Nu. Pentru corp există produsele speciale de corp, pentru față sunt produse speciale tenului din această regiune. Haideți să... Eu știu că este mai ușor și mai ușor și din punct de vedere al achiziției acestor produse și din punct de vedere al comodității noastre de a folosi un singur produs în momentul în care ieșim din duș și aplicăm mult mai repede și mult mai ușor, scăpăm mai repede, să spunem așa, de acest capitol zilnic. Dar nu. Recomandarea mea este să folosim produse speciale pentru corp și produse speciale pentru față. Sunt persoane care au teren atopic la nivelul corpului și o față curată sau invers. Există produse care se folosesc pentru teren atopic, de la săpunuri, de la lapte de corp, de la cremă de corp, da? De la demachiant special. Toate lucrurile astea le aveți în farmacie. Încercați să cereți recomandarea farmacistului în acest sens, dar nu în ultimul rând, documentați-vă și voi, pentru că învățând aceste lucruri, știți să faceți diferența în momentul în care vă cumpărați produsele dermatocosmetice.
Vă mai aștept, dragii mei, cu întrebări. Vă mulțumesc pentru aprecieri. Încerc să vă dau niște recomandări. Sunt mai mult decât niște sfaturi. Sunt recomandările inclusiv prin prisma experienței mele de medic, inclusiv prin experiența personală în a folosi aceste produse. Pot să vă spun că nu am avut și am întâlnit și la pacienți care o perioadă de timp îndelungată nu au avut leziuni de tip atopic la nivelul dermului, dar care ulterior au prezentat aceste leziuni, necesitând schimbarea produselor cosmetice, dermatocosmetice uzuale, da? Deci trebuie să avem în vedere că permanent starea de sănătate, să spunem așa, a pielii noastre se poate schimba. Și atunci, la cel mai mic semn, trebuie să fim receptivi, să ne adresăm unui specialist care să ne îndrume corect către tratament sau către folosirea unui dermatocosmetic permanent. Bună seara, Maricica! Mă spune că pentru călcâiele uscate cu tendința de a crăpa, ce putem folosi? În primul rând, primul pas este exfolierea, pe care o putem face, așa cum v-am zis, cu creme speciale de gomaș pentru călcâie și pentru tălpi. Există produse, asta este primul pas. Putem folosi în pasul 2 produs exfoliant pe care le avem la îndemână și le putem folosi acasă, așa numitele șosete pe care le găsim în farmacii, da? Cu substanțe ce ajută la exfoliere și în, dacă eu știu, astăzi folosim șosetele acelea exfoliante până la sfârșitul săptămânii următoare, țesutul mort este îndepărtat aproape în totalitate. Hidratăm corect acele zone și putem folosi creme puree în componența lor, puree în proporție de 30%. Da? Încercați să folosiți în fiecare seară această cremă cu puree 30%, pentru că va ajuta la regenerarea tegumentului, va închide, să spunem așa, acele crăpături și călcâile voastre vor avea cu totul și cu totul alt aspect, da? Dar nu uitați, aceste procedee trebuie să le faceți permanent, da? Nu ținem cont, repet, de anotimp, nu ținem cont de evenimente, o facem pentru îngrijirea noastră zilnică, permanentă. Mulțumesc frumos, Daniela! Zâmbesc destul de rar, încerc să fac acest lucru, încerc să fiu foarte concentrată pe întrebările voastre și să vă dau răspunsuri cât mai potrivite, fără însă a-mi depăși aria de competență. Întreabă ce alimentație trebuie evitată. Nici o alimentație nu trebuie evitată, trebuie însă să avem grijă să introducem în alimentație lucrurile de care eu v-am amintit mai devreme. Cod, somon, ton, sardine, ficat, carne de vită, lapte și iaurt, cereale, portocale, anumite tipuri de ciuperci, margarină și gălbenuș de ou. Eu cred că putem mânca un șnițel de vită, de exemplu, făcut cu ou, avem două surse de vitamina D. Putem mânca picat și avem
o sursă de vitamina D. Lapte și iaurt iarăși sunt o sursă importantă de vitamina D. Bună seara, Alexiana! Mă întreabă la ce interval de timp trebuie repetată osteodensitometria pentru persoanele care au peste 50 de ani. Nu există un interval standard stabilit de vreun ghid în domeniu, ci pur și simplu există niște protocoale după care medicul se ghidează. Și nu numai după protocoale, se ghidează după datele fiecărui pacient, abordându-l individual. De ce spun asta? Pentru că poate să existe o pacientă sau un pacient care la 50 de ani să aibă osteopenie și îi administrez tratamentul potrivit și o chem la un an de zile la reevaluare și poți să ai o femeie tot de 50 de ani cu osteoporoză cu valori foarte mici, cu o afecțiune asociată de tub digestiv și la acea persoană este nevoie de reevaluare la 6 luni. De ce? Ca să vezi dacă trebuie să crești dozele medicamentelor pe care tu le-ai recomandat. În general, noi medicii încercăm să ne ușurăm munca și încercăm să ușurăm și schemele de control și schemele de tratament ale pacienților noștri. Mulți dintre noi facem lucrul ăsta. Și de aceea încercăm să obișnuim pacientul cu reevaluare la 6 luni sau un an, la 6 luni în funcție de gravitatea fiecărui caz în parte și de complexitatea fiecărui caz în parte. Mimi mă întreabă cum afectează fumatul în acest caz. Fumatul accelerează sau, să spunem că, favorizează demineralizarea osoasă. Și de aceea este recomandat ca pacienta să întrerupă fumatul sau să scadă măcar dacă este un fumător cronic care fumează, eu știu, 30-40 de țigări pe zi. Sunt persoane care fumează și mai mult, 20-25 de țigări pe zi, să reducă numărul țigărilor. Bună seara, Maria! Maria mă întreabă dacă vitamina D se poate lua cu vitamina D și E. În general, eu recomand pacienților mei suplimente alimentare de sine stătătoare, care să nu aibă o combinație în general. De ce fac lucrul ăsta? Și urmăresc un anumit tip de produse în momentul în care recomand. Caut produse care au doza apropiată de doza zilnică necesară, optimă. Există anumite game de suplimente alimentare care respectă acest lucru. Și atunci, pentru că știu că în ultima vreme alimentația este deficitară și atunci necesarul acela zilnic obligatoriu pe care trebuie fiecare dintre noi să-l avem nu poate fi atins. Și încerc prin suplimentul alimentar, de obicei cu un singur tip de principiu, să spunem așa, de macronutrient sau micronutrient, să merg la doza zilnică eficientă, recomandată de ghiduri. Bună seara, Mariana! Mariana mă întreabă dacă este adevărat că trebuie să dea vitamina C la copii numai în lunile de iarnă. Nu! Era o recomandare că vitamina D trebuie dată la copii doar în lunile de iarnă, în lunile în care nu se expun la soare, dar trebuie să ținem cont că în zilele noastre am ajuns la un obicei, eu știu, foarte bine înrădăcinat, acela de a ne proteja de radiațiile ultraviolete, atât pe noi cât mai ales pe copii, folosind cremele de protecție cu factor de protecție mare, 50 este recomandat în cazul copiilor și trebuie să știm
că odată folosite aceste creme cu factor de protecție, vitamina D nu se mai sintetizează la nivelul pielii și atunci trebuie să suplimentăm necesarul de vitamina D cu ajutorul suplimentelor sau cu alimentație bogată în alimentele de care am mai vorbit. Veronica, bună seara, îmi spune că nu înțelege cum îi spun medicului că vreau să știu dacă am sau nu lipsă de vitamina D. E foarte simplu, Veronica. Îi spui, doamna doctor, aș vrea să-mi testez și nivelul vitaminei D din sânge. Sau aș vrea să știu ce valoare are vitamina D în sânge. Nu uitați că determinarea de 25-hidroxivitamina D nu este gratuită în program sau compensată în program cu casa de asigurări. Este o analiză care se plătește în momentul în care vă prezentați la laborator și vi se recoltează proba de sânge. Repet, Veronica, doamna doctor, aș vrea să știu nivelul din sânge al vitaminei D. Este foarte simplu. Sau când te prezinți la laborator, domnișoarei de la recepție îi spui, domnișoară, doresc să îmi faceți, să-mi recoltați 25-hidroxivitamina D. Este foarte simplu. Mariana mă întreabă dacă de la vitamine un copil poate să devină obez. Un copil poate să devină obez de la o alimentație nepotrivită, de la lipsa mișcării, de la predispoziția genetică, deci dacă există în familie membri ai familiei cu obezitate, nu putem da vina pe vitamine în această situație. Într-adevăr, există vitamine care pot duce la o creștere a poftei de mâncare, dar vitaminele se recomandă un anumit interval de timp, se recomandă în cunoștință de cauză, ținând cont de simptomatologia, de carențele pacientului, nu se recomandă oricum. La modul general, înghițim două tuburi de vitamine. Nu, acest lucru se face după un examen al pacientului, după o discuție, o anamneză cu pacientul și după niște probe paraclinice, după recoltarea unor probe de sânge și aflarea unor valori legate de anumite carențe ale organismului. Fier, vitamina D, calciu, magneziu sau altele. Mariana mă întreabă dacă în perioada de menopauză este importantă vitamina D. Da, sigur că este și este importantă măsurarea densității minerale osoase, pentru că în perioada de menopauză, premenopauză și menopauză, cantitățile de hormoni care protejează femeia de osteoporoză scad și atunci este extrem de importantă monitorizarea. Osteodensitometria DEXA este recomandată din perioada de premenopauză pentru a avea o valoare de referință, să spunem, administrarea vitaminei D și a calciului sau altor produse dacă demineralizarea osoasă este importantă. Bună seara, Minodora! Minodora mă întreabă dacă vitamina D se poate lua împreună cu magneziu. Da, se poate lua împreună cu magneziu, dar luați produse separate.
Bună seara, Elena. Elena îmi spune că ia zilnic o linguriță de miere de albine combinată cu praful de la cojile de ou și cu o tabletă de vitamina D concentrație de 2000. Nu știu care este combinația, adică nu înțeleg care, ce beneficiu aduce cojile de ou, pentru că eu nu am dovezi care influența în vreun fel, ba din contră. Pot apărea datorită acestui principiu alimentar, să zicem așa în ghilimele, pot apărea probleme digestive importante. Pastila de vitamina D în concentrație de 2000 de unități este perfectă. Dar nu uita să faci evaluarea nivelului ei în sânge, pentru că este periculos să depășești nivelul, intervalul normal în care ea trebuie să se înscrie în organism. Bună seara, Bogdan! Bogdan mă întreabă dacă există posibilitatea unei supradoze cu vitamine. Care sunt efectele secundare? Și despre site-urile naturiste care comercializează vitamine C și D, ce părere am? Bogdan, o să încerc să-ți răspund la toate cele trei întrebări pe care mi le-ai pus. Există posibilitatea unei supradozări în anumite situații cu anumite vitamine, inclusiv cu fier, inclusiv cu vitamina D, cu magneziu, cu calciu, și de aceea avem ca metodă de control analizele de sânge și determinăm aceste valori pentru a ști când oprim tratamentul. Niciodată nu se va produce o intoxicație cu vitamina C, pentru că vitamina C nu se depune, deci nu creează depozite, nu se poate înmagazina în depozite, celelalte se pot înmagazina în depozite în organism. Vitamina C este eliminată zilnic prin urină. Deci, indiferent cât de multă vitamina C puteți mânca și un bax, ea se elimină prin urină. Și rămâne în organism strict cantitatea necesară. Efectele secundare există în situația în care avem aceste depășiri ale nivelurilor unor minerale și vitamine în organism. Și ele sunt individualizate în funcție de tipul de hipervitaminoză, așa numită. Da? Este hipovitaminoza, valorile scăzute sub normal, și hipervitaminoza, valorile peste normal. Și aceste efecte secundare sunt individualizate pentru fiecare hipervitaminoză în parte. Despre site-urile naturiste care comercializează vitamina C și D, sincer, nu pot să mă pronunț, pentru că nu le cunosc. Nu le știu pe toate, știu doar câteva, dar vă pot spune că aveți la dispoziție, în farmacii și la far, produse consacrate, produse branduite, produse ale unor companii importante, de produse naturiste, de suplimente alimentare, care au per capsulă sau per doză cantitatea necesară zilnică pentru fiecare dintre aceste, pentru acești micro sau macronutrienți, da? Din punctul meu de vedere, este cel mai este de preferat să vă îndreptați către aceste produse, către cele care au într-o administrare sau doza zilnică recomandată de ghiduri, doza zilnică de vitamina D respectiv pe zi. Bună seara, Mirela! Mirela mă întreabă dacă fără analize nu poate lua vitamina D. Nu este de recomandat, pentru că poți să ai un nivel al vitaminei D normal și să intri, să produci niște efecte secundare datorită supradozării a unui exces.
Bună seara, Elisa. Elisa mă întreabă dacă un nivel scăzut de vitamina D în organism poate avea legătură cu astmă. Nu, nu are nicio legătură cu astmă. Mirela mă întreabă dacă vitamina D face rău coagulării în sânge. Nu, nu are nicio legătură. Bună seara, Elena Eftimie mă întreabă dacă ar dori să vină la o consultație, unde mă găsește. Depinde ce fel de consultație aveți nevoie. Nu este fără rost întrebarea ta. Poți să-mi scrii pe adresa de e-mail paulapopiela@yahoo.com. Mă găsești la cabinetul meu de medicină de familie pe Bulevardul Ion Mihalache, numărul 106, în sectorul 1, de luni până vineri. Puteți găsi detalii vis-a-vis de program pe site sau veți primi aceste informații și programarea de care ai nevoie pe e-mail sau telefonic. Cu siguranță, Elena, acela mierea îți dă energia pe care tu o menționezi aici, pentru că conține zahăr sau fructoză, da? Și atunci este normal să-ți dea energie, așa cum spui tu, amestecul din miere și coajă de ou. Ia încearcă să mănânci doar coaja de ou, să vedem dacă mai ai aceeași energie. Încearcă să le iei separat. Ia coaja de ou, nu știu, cu maioneză sau cu, nu știu, combină cu altceva și ai să vezi că lucrurile nu stau la fel. Raluca mă întreabă dacă pentru alergie este bună vitamina D. Nu se tratează alergiile cu vitamina D, dar în situația în care aveți alergii asociate, se poate administra vitamina D, supliment de vitamina D, fără nicio problemă. Deci nu tratează alergia sub nicio formă vitamina D. Vitamina D are recomandarea clară în deficit, da? Sau carență de vitamina D. Bună seara, Mariana. Mariana mă întreabă dacă alfa de 3 trebuie luat și cu calciu sau singur. Cu siguranță, în urma determinărilor sanguine și a osteodensitometriei, medicul, endocrinolog, ortoped, ginecolog care ți-a recomandat alfa de 3 trebuia să-ți spună dacă în situația ta este recomandat și asocierea cu calciu. De obicei, se poate asocia și cu calciu. Constanța îmi spune că are o durere la mâini la nivelul osului și mă întreabă dacă poate fi o carență de vitamina D. Nu neapărat, poate să fie altceva. Dar poți să faci și o determinare de vitamina D să vezi dacă există acest deficit. Numai că informațiile pe care tu mi le dai, Constanța, sunt foarte puține. Nu pot să mă pronunț în situația asta. Cu plăcere, Raluca! Dragii mei, nu uitați de concursul nostru, care a început în 10 iunie și ține până în 10 iulie. Nu uitați premiile importante pe care noi le avem, pregătite pentru voi. Pentru a participa la concursul nostru, puneți în acest interval măcar o întrebare într-una din emisiunile noastre live, share-uiți live-ul nostru, astfel încât să aveți criteriile de participare la concurs îndeplinite. Nu uitați, unul dintre suplimentele eficiente pe care le aveți la îndemână în farmacii, supliment de vitamina D3, este și super vitamina D3 de la Valmark, unul din sponsorii noștri, o companie importantă pe piața suplimentelor alimentare,
o companie cu produse care și-a dovedit eficiența în timp, produse la un standard înalt, având în vedere că această piață a suplimentelor alimentare este una extrem de largă. Un comprimat administrat pe zi are 2000 de unități internaționale de vitamina D. Mariana îmi spune că a efectuat DEXA de coloană lombară, a fost ok, DEXA de șold care a fost la limită. Ce înseamnă la limită? Între osteoporoză și osteopenie, între normal și osteopenie? Și de atunci n-am mai făcut alt control, iar vitamina D a fost 35, a avut valoarea de 35. Are o histerectomie totală de 9 ani. Și mă întreabă dacă cred că pot apărea probleme de demineralizare osoasă. Cu siguranță. Gândește-te că au trecut deja 3 ani. Recomandarea mea pentru tine, Mariana, este să te duci să refaci osteodensitometria, deci testul DEXA, să-l refaci atât pentru coloana cât și pentru colul femural, pentru șold. Și să faci din nou vitamina D3 și calciu. În funcție de... Deci, practic, tu ești la o menopauză chirurgicală de 9 ani de zile. Cu siguranță există demineralizări osoase. Nu știu dacă nu ai perceput, dacă nu s-a întâmplat până acum, să sesizezi o scădere în înălțime. Asta înseamnă că există posibilitatea unor tasări vertebrale datorită osteoporozei sau osteopeniei. Da? Deci recomandarea este de reevaluare DEXA și vitamina D, precum și calciu. Mirela Liliana, bună seara, îmi spune că a făcut, și-a determinat nivelul de vitamina D, avea deficit. Este important, Liliana, de știut care este valoarea. Unde te aflai, la deficit sau la carență? Deci există valori mai mici, sub sau foarte mari. Și atunci este important de știut acest lucru. De ce? Pentru că acest lucru ne arată perioada în care trebuie să recomandăm administrarea vitaminei D ca supliment alimentar. Eu nu am de unde să știu în acest moment, fără să faci din nou o determinare de 25 hidroxivitamina D, dacă suplimentul alimentar respectiv gigantolete pe care tu le-ai luat a ridicat nivelul vitaminei D în sânge acolo unde trebuie. Și atunci trebuie să-ți determini din nou 25 hidroxivitamina D, astfel încât să vezi dacă depozitele de vitamina D în acest moment în organism sunt în parametrii normali. Dacă nu sunt, continui tratamentul și medicul tău care ți-a prescris care a făcut această recomandare, trebuie să spună cât mai iei până la următoare reevaluare a acestui parametru. Totul se face pas cu pas, etapizat, verificând cu probele paraclinice. Nu oprim administrarea după ureche, nu luăm la nesfârșit, ci pur și simplu avem o recomandare pe care o urmărim, o monitorizăm, o evaluăm și decidem. Cu siguranță, Mariana, poți să mai pui o întrebare. Eu recomand Detrical. Mariana m-a întrebat ce părere am de Detrical. Eu recomand Detrical pacientelor mele și pacienților mei și rezultatul cu Detrical, sau am obținut rezultate foarte rapide. Absorpția lui a fost bună.
Asta este experiența mea din practică. Cu plăcere, Mariana. Oricând încerc să lămuresc neclaritățile pe care le aveți, să răspund întrebărilor voastre în măsura în care știu, într-un mod în care să înțelegeți, nu explic pentru a înțelege eu, ci încerc să explic pentru a înțelege fiecare dintre voi. Dragele mele, vă mulțumesc mult că sunteți foarte multe alături de mine în fiecare seară. Vă recunosc, nu pot să vă citesc numele fiecăreia dintre voi, dar vă știu, apreciez faptul că mă ascultați, că îmi puneți întrebări, apreciez faptul că îmi răspundeți la lucrurile neclare în anumite momente. Este o nouă modalitate de interacțiune cu pacientul și pentru mine aceasta și sunt mulțumită că pot într-un fel sau altul să lămuresc niște neclarități pe care pacienții le au, să ajut cu o recomandare într-o direcție sau în alta, repet, nedepășindu-mi competența și nerenunțând la etica profesională. Având în vedere acest lucru, vreau să mulțumesc sponsorilor noștri Stada România și Valmark și vreau să mulțumesc colegilor mei din întreaga echipă Ad Symphony cu care lucrez. O seară bună vă doresc! Să ne vedem!